A fost un meci de luptă între două echipe care se cunoșteau foarte bine, ambele aveau nevoie mare de puncte, iar rezultatul de egalitate nu ar fi mulțumit pe nimeni. Fluierul de final a iscat câteva controverse în teren, urmate de acordarea a 3 cartonașe roșii pentru echipa medieșeană. Meciul FCM Târgu Mureș-Gazmetan Mediaș s-a încheiat cu incidente între jucători, în urma cărora jucătorul oaspeților Răzvan Avram a primit un cartonaș roșu, iar Zarco Marcovici a fost rănit la ultima fază de joc. După ce jucătorii s-au calmat, Marcovici a fost scos cu targa de pe teren, cu capul bandajat și luat cu ambulanța. În urma acestei victorii și înaintea disputării celorlalte jocuri ale etapei, FC Municipal urcă pe locul 13 cu 27 de puncte. În etapa următoare, FCM va evolua în deplasare la Pandurii Târgu Jiu. Biroul de presă de la Fotbal Club Municipal Târgu Mureș a dat un comunicat în legătură cu atacurile legate la adresa lui Sorin Ghionea. Nu am lovit pe nimeni intenționat, a fost o simplă săritură la cap. Se știe că aceasta este riscul jucătorilor înalți atunci când sar la cap, sunt cu mâinile destul de sus. Nu am absolut nimic cu Marcovici sau cu altcineva. Sincer, îmi pare rău că s-a întâmplat, are două copci și în rest este ok. În jocul de fotbal se întâmplă astfel de lucruri, este un sport bărbătesc unde joacă bărbați adevărați.